Bună ziua, domnule primar, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua! Am să încep direct interviul noastră astăzi cu o temă care a rămas încă de actualitate și probabil multă vreme o să mai rămână în mințile românilor, și anume subiectul colectiv. E de fapt și motivul pentru care, contextual, aș spune eu, ați ajuns primar la sectorul 4. Cum este să conduci primăria respectivă astăzi, după tragedie, după momentele pe care le-am văzut cu toții și după inclusiv mișcările de stradă care s-au lăsat cu demiterea celui care a ocupat funcția respectivă înaintea noastră? Cu certitudine nu este un lucru ușor. Ca urmare a acestei tragedii care ne-a marcat pe toți extrem de mult, și peste care, sincer, nici eu nu am reușit să trec, întrucât încă din prima seară m-am găsit în acel loc. Am fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Am văzut tot ceea ce nu mi-am imaginat că pot vedea în viața mea. După toate aceste lucruri, ne-am confruntat, inclusiv din punct de vedere instituțional, și cu demisia domnului primar. Însă a trebuit să depășim aceste momente și să facem primăria să funcționeze. Repet, să funcționeze, pentru că datoria pe care o avem față de locuitorii sectorului 4 este aceea de a reporni mecanismele și de a funcționa în interesul cetățenilor. Am înțeles. Imediat după aflarea numelui dumneavoastră drept următorul primar, au fost voci care au spus da, a venit la conducerea primăriei băiatului Piedone. Cum comentați afirmația asta? Cu certitudine nu sunt băiatul lui Piedone. Este o afirmație cel puțin răutăcioasă. Este de înțeles, asta este viața și asta este lumea. Domnul Cristian Popescu Piedone este o persoană extrem de cunoscută în sectorul 4. Este o persoană respectată, care a făcut multe lucruri bune pentru cetățenii sectorului 4. Însă, în urma acestui eveniment tragic, eu sunt primarul sectorului 4. Și repet, cu certitudine, nu am cum să fiu băiatul nimănui. Eu sunt un tânăr dornic să fac lucruri bune pentru cetățenii sectorului 4 și aș vrea să contrazic puțin proverbul că la umbra unui nuc nu crește nimeni, și veți vedea, atât dumneavoastră cât și cetățenii sectorului 4, că pot face multe lucruri foarte bune. Haideți să ne întoarcem la subiectul colectiv și aici aș vrea să vă întreb ce ați făcut, ce faceți sau ce credeți că se mai poate face pentru victime, pentru familii, rude, în momentul de față, din postura noastră de primar al sectorului respectiv? Primul lucru pe care l-am făcut a fost un lucru de bun simț, un lucru normal, un gest de solidaritate cu victimele și cu familiile celor care au pierit în această tragedie. Nici nu mi-am început bine mandatul și în ședința de consiliu local, în care am fost validat ca primar al sectorului 4, împreună cu colegii mei, consilieri, am făcut un gest normal, de bun simț, și acela ne-am cerut iertare cetățenilor sectorului 4, cetățenilor Bucureștiului și întregii Românii. Este un gest unic în administrația publică locală. Până în acest moment nimeni nu a mai făcut un asemenea gest, însă reprezintă
un gest, din punctul meu de vedere, de normalitate, de solidaritate cu victimele acestui accident îngrozitor și cu familiile acestora. Mai mult decât atât, principala preocupare pe care am avut-o a fost aceea de a încerca să fac ceea ce este omenește posibil pentru oamenii ce vin la locul tragediei, oameni care sunt extrem de afectați de durere, de suferință. Mi-e și jenă să spun despre lucrurile acestea pentru că sunt lucruri normale. Am montat acolo grupuri sanitare mobile. Am adus niște băncuțe în care oamenii să se poată reculege și să-și șteargă lacrimile. Am oferit, atunci când temperaturile au fost scăzute, am oferit ceai și apă celor care au venit în pelerinaj la acest loc. Împreună cu poliția locală, alături de jandarmerie, am asigurat liniștea și ordinea publică locală. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, vis-a-vis de ceea ce înseamnă locația colectiv, niște gesturi de bun simț, decente. Ele reprezintă nimic în comparație cu suferința oamenilor care mă afectează extrem de mult. Din punct de vedere instituțional, am în această lună un proiect de hotărâre prin care voi sprijini financiar atât familiile persoanelor decedate, cât și pe cei care sunt internați în spital. Îi vom sprijini financiar pe cei care sunt în sectorul 4. De asemenea, am luat măsuri din punct de vedere administrativ față de persoanele pe care noi le suspicionăm, atât noi cât și anchetele penale în desfășurare le suspicionează ca fiind vinovate sau planează suspiciunea de vinovăție asupra lor. Astfel încât primul lucru pe care l-am făcut, am sesizat Comisia de Disciplină, aceasta s-a întâlnit, am primit raportul, urmând ca toți cei care se găsesc în cercetare sau nu și-au făcut datoria din punct de vedere administrativ, în cursul acestei săptămâni vor fi suspendați prin dispoziția primarului, pentru că sunt lucruri cu care nu avem cum să ne jucăm. Din punct de vedere al primarului sectorului 4, trebuie să fiu ferm, să nu accept niciun fel de derapaj, pentru că nu-mi doresc să ajung în situația în care mii de oameni să vină în fața primăriei și să-mi solicite demisia. Este o formă de respect și este modul în care găsesc normal să respect legea. Înțeles. Acum, revenind la primărie, cum s-ar spune pe românește, ați pus mâna pe primărie acum. Ați făcut, bănuiesc, în scurta perioadă în care ați ajuns la conducerea primăriei, și o radiografie. Și o să vă întreb direct, cam cât de mare ați estima că este corupția în primăria sectorului 4? Este greu de spus, este o întrebare dură pe care mi-o adresați. Prefer să vă răspund altfel. Prima măsură pe care am luat-o alături de colegii care au fost implicați în evenimentele de la colectiv, am înlocuit și am chemat în comisiile de disciplină pe aproape toți, până în acest moment, directorii direcțiilor descentralizate pe care noi le avem. Următorul pas este să fac un audit și să evaluez dacă există acest fenomen. Calitatea în care vorbesc este aceea instituțională și este normal că atunci când fac o afirmație să mă bazez pe probe. Pentru a fi dincolo de orice suspiciune, pentru a nu plana
asupra instituției noastre semne de îndoială și mai ales asupra persoanei mele, am decis că este un lucru extrem de important ca în regim de urgență să întreprindem aceste măsuri. De altfel, în cele 4 zile de mandat pe care le am, deci căci sunt de pe data de 12, am făcut aceste demersuri, tocmai pentru a mă asigura că în primăria sectorului 4 nu mai avem sau nu avem fapte de corupție sau, dacă ele sunt, să le identific și să iau măsurile legale. V-am întrebat degeaba lucrul ăsta pentru că cel puțin o anchetă jurnalistică publicată recent vorbea la nivelul primăriei sectorului 4 despre un contract de o valoare destul de mare, zic eu 40 de milioane de euro pentru niște anvelopări, dat oarecum cu dedicație, să spunem așa, cum îl numim noi jurnaliștii. E o anchetă, mai putem să ne așteptăm și la astfel de contracte sau credeți că suspiciuni de genul ăsta până la urmă nu aduc atingere și mandatului pe care îl aveți dumneavoastră în momentul de față? Ați ajuns manager acolo? Bineînțeles, e normal. Plusul pe care îl aduc în administrația locală a sectorului 4 este acela că dorința pe care o am este aceea de a fi transparent. Ca atare, în momentul în care am primit această informație și solicitare, în prima secundă am generat o comisie. Aceasta a furnizat un raport preliminar. Ca atare, am decis următoarele lucruri. 1. Întreaga procedură va fi reverificată de ANAP, Agenția Națională de Achizițiilor Publice. 2. Am solicitat Băncii Europene de Investiții punct de vedere vis-a-vis de lucrurile semnalate și aștept din partea dânșilor un răspuns. 3. Am decis să nu finanțez sub nicio formă, pentru că este vorba de un acord cadru, el nu și-a produs efectele, este o promisiune ca în cazul în care vom face anvelopări, acestea să se facă cu câștigătorii desemnați în urma acestei licitații. Am decis să nu finanțez, iar decizia cea mai importantă este aceea că nu voi semna niciun contract subsecvent până când, din punct de vedere legal, nu mă voi asigura că există vreun fel de problemă. Deci astea sunt lucrurile în timp real pe care le-am făcut legat de aceste aspecte pe care presa le-a semnalat. Înțeleg. Credeți că autorizarea clubului colectiv ar fi putut fi făcută și contra unei șpăgi? Nu spunem deocamdată cine ar fi putut să o ia, că nici procurorii n-au dat de înțeles așa ceva, dar există acest scenariu? Eu vă voi răspunde în felul următor. Acesta este un subiect pe care Direcția Națională Anticorupție îl anchetează și sunt sigur că are voința și pârghiile de a depista dacă un astfel de lucru s-a întâmplat. Nu pot să fac o astfel de afirmație. Înțeleg. Aveți un mandat scurt, dar nimeni nu spune că într-un timp scurt nu se pot face lucruri. Și atunci v-aș întreba, aveți în atenție ca în perioada cât sunteți primar să schimbați, să spunem așa, oarecum garnitura în primărie, oamenii cheie de la diferite direcții, în așa fel încât a pune alții cu care să puteți lucra mai bine, mai eficient, mai rapid? Trebuie să vă anunț că lucrul acesta deja îl fac. Despre anumite componente ale descentralizatorilor, vă pun spune că deja l-am făcut. Întreaga garnitură, da, vă răspund da și ferm vă răspund da, întreaga garnitură doresc să o înlocuiesc. Doresc să evaluez ce activitate a direcțiilor respective. Acolo unde este cazul voi solicita și unde mi se vor semnala probleme, voi solicita o auditare a activității direcțiilor respective. Pentru că modul în care eu văd administrația publică este acesta. Da, acest lucru l-am și făcut.
Interesant, pentru că ați anticipat oarecum următoarea întrebare. Vreau să vă întreb dacă simțiți oareși ce presiuni, oareși ce antipatie din partea oamenilor care sunt considerați în momentul de față în primărie ca fiind din echipa Piedone. Ați avut recent o problemă inclusiv la poliția locală unde se vorbea de iminența unei greve a angajaților. Probabil mai sunt și în alte direcții sau în alte zone oameni de acest gen. Cu aceștia ce o să faceți? Schimbați probabil niște șefi, nu puteți schimba și mentalitățile angajaților sau oamenilor. Poate ne explicați un pic și chestiunea aceasta cu greva la poliția locală, care era o premieră, zic eu, în administrația bucureșteană. Ceea ce vreau să aduc eu ca și exponent al generației mele este abordarea instituțională a problemelor cu care mă confrunt. Planurile și proiectele pe care eu le am pentru sectorul 4 doresc să le implementez instituțional. Acest lucru pentru o parte din colegii mei este dificil de înțeles. Într-adevăr, a existat în cursul zilei de miercuri o problemă pe care cu mult tact și cu multă inteligență am depășit-o. Colegii mei polițiști locali nu au înțeles probabil foarte bine că legea trebuie, o parte dintre ei, bine, nu pot să generalizez lucrul acesta, că legea trebuie respectată și că nu putem dicta care sunt conducătorii noștri, nu îi putem alege după criterii de simpatie și antipatie. Cu înțelegerea necesară, pentru că și ei reprezintă un număr de oameni, am reușit să depășim acest moment, astfel încât normalitatea pentru care lupt s-a instaurat. Eu cred că noi toți de acolo, din această instituție, da, în alte condiții ce este drept, trebuie să facem o echipă și să funcționăm performant pentru cetățenii sectorului 4. Am depășit acel moment, a fost un moment destul de dificil, cu presiunile m-am obișnuit, trebuie să fim puternici, sunt primarul sectorului 4, deci lucrurile acestea fac parte din cotidian. Sunt lucruri dificile, sunt decizii importante pe care trebuie să le luăm, sunt presiuni, e normal să fie, dar trebuie să le facem față cu înțelepciune și să ne gândim că toți oamenii pot greși, nu este nicio problemă, atâta timp cât reușim să dialogăm și cât reușim să depășim momente tensionate, nu cred că este o problemă. Domnule primar, o ultimă întrebare înainte să ne mutăm în sfera politicului. Recent, colegii mei de la PSN News au publicat un material care era pomenit și numele dumneavoastră. Se vorbea acolo despre faptul că ați fi fost într-o firmă asociat cu un personaj foarte apropiat de fostul primar Popescu Piedone. Poate ne explicați un pic situația respectivă. Bineînțeles, tocmai că milităm pentru transparență și o și aplicăm. Da, în anul 2009, dacă nu mă înșel, pentru o perioadă de 3 luni am fost asociat în procente de 50%, împreună cu Vlad Popescu, fiul domnului primar Cristian Popescu Piedone. Intenția pe care am avut-o, pentru că eu am profilul meu de activitate, este acela de la ora ce era acela de medic și am un cabinet medical cu specificul stomatologie. La momentul acela, dorința pe care a avut a fost aceea de a diversifica tipul de business pe care îl fac. Din nefericire, această asociere a durat 3 luni. N-am reușit, profilul era de soft, producție de soft, nu am reușit să facturăm nici măcar un leu, ba mai mult decât atât. Pierderile pe care le-am înregistrat au fost legate de chirie, a fost o pierdere, dacă nu mă înșel, de 8.000 de lei. Aceea a fost
ultima dată când am acceptat să fac business altfel decât singur sau împreună cu familia mea. Pentru că cu certitudine au existat diferențe de viziune care au condus în cele din urmă la această despărțire. Deci, repet, am avut, nu este o, și nu consider că este o rușine sau că este o problemă că am avut firmă cu domnul Vlad Popescu. 2. Nu am întreprins, repet, din nefericire, ca și bine, niciun fel de activitate economică. N-am reușit decât să închiriem un sediu, am plătit sediul acela, am stat câteva luni, am desfințat acel business. Deci cifra de afaceri pe care am avut-o este cea care este. Am înțeles. Haideți să ne mutăm în zona politicului. Tot recent ați ajuns și la conducerea organizației Sector 4 a PSD-ului, înlăturând, să spunem așa, un personaj cu o notorietate un pic mai mare ca noastră, mă refer la ministrul Nicolae Bănicioiu. Cum apare în virtutea celor spuse această schimbare, unii existând deja voci, așa cum spun, susținând că poate e o pălărie prea mare pentru un tânăr ca dumneavoastră care vine practic în locul unui fost ministru? Ce vreau să spun este următorul lucru. Eu sunt membru al Partidului Social Democrat de 17 ani. Cel care m-a promovat și care m-a înscris pe lista de consilier local și care m-a susținut să fiu viceprimarul sectorului 4 a fost colegul meu, Nicu Bănicioiu. Noi, eu și cu Nicu, am concurat împreună pe acest post. Colegii m-au votat pe mine. Asta este. Asta nu înseamnă că între mine și domnul Bănicioiu există vreo problemă sau că l-am înlăturat. A fost o decizie unanimă a colegilor mei din organizația PSD Sector 4, care probabil s-a datorat unor realități cu care ne-am confruntat. Și anume, cu certitudine, din cauza faptului că domnul Nicolae Bănicioiu este încă ministrul sănătății, vicepreședintele PSD la nivel național, era președintele organizației PSD Sector 4, timpul efectiv pe care dânsul l-a avut ca să îndeplinească toate aceste atribuții nu i-a permis să se ocupe așa cum și-au dorit membrii organizației PSD Sector 4. Pentru că rezultatele pe care organizația noastră le-a obținut în alegeri, rezultatele au fost unele foarte bune. De aceea și membrii noștri sunt extrem de exigenți cu acest lucru. Însă domnul Bănicioiu este în continuare colegul nostru în organizație, iar atât eu, cât și colegii mei de organizație împărtășim împreună experiența pe care dânsul a căpătat-o la nivelul conducerii PSD Național, respectiv la nivelul Ministerului Sănătății. Totuși, situația e oarecum inedită. Nu e creată de dumneavoastră, e creată, să spunem, de colegii de care vorbeați. Nicolae Bănicioiu n-a mai avut susținerea organizației, dar a ajuns totuși vicepreședinte la nivel național. Să înțeleg că organizația Sector 4 nu l-a susținut poate nici pentru acel post, el totuși ieșind? Deci vreau să fi ferm, organizația PSD Sector 4 l-a susținut pe domnul Bănicioiu pentru postul de vicepreședinte național. Și aici este o mică cronologie. În momentul în care domnul Bănicioiu a pierdut conducerea organizației PSD Sector 4 și am fost ales de către colegii mei ca reprezentant al lor, ca președinte al organizației PSD Sector 4, a fost un act normal de democrație. Am avut o conferință, am candidat, eu am câștigat.
Pe de altă parte, între timp, la nivelul conducerii centrale, în comitetul executiv s-a luat o decizie politică importantă, și anume aceea că membrii biroului permanent, și anume vicepreședinții, nu pot să îndeplinească două calități în același timp. Nu pot să fie și vicepreședinți, nu pot să fie și președinți de filiale. Astfel încât, datorită faptului că noi apreciem enorm, noi ca organizație apreciem enorm prestația pe care domnul Bănicioi a avut-o ca ministru al sănătății și ca vicepreședinte național, am considerat că este oportun să ne susținem colegul pentru a ocupa acest post de vicepreședinte la nivel național. Am înțeles. Despre relația cu președintele Liviu Dragnea, dacă ar fi să o încadrăm pe o scară de la 1 la 10, unde 1 să-i spunem că ar fi proastă și 10 ar fi foarte bună, cum ați defini-o? Aș da 11, da. Înțeles. 11. Am o relație extrem de bună cu domnul președinte Liviu Dragnea, față de care am o apreciere deosebită. Este un om care a reușit, inclusiv în zilele acestea, să dea dovadă de flexibilitate, să înțeleagă care sunt nevoile societății și să aplice celebrul dicton latin în activitatea dânsului politică, vox populi, vox dei. Asta e un lucru pe care îl apreciez în mod deosebit și faptul că este un președinte care încurajează dialogul, încurajează dezbaterea. Am înțeles. Duminica aceasta, care tocmai a trecut, ați fost prezent și dumneavoastră la ședința PSD-ului, unde s-a pus problema susținerii sau nesusținerii guvernului Cioloș. Care a fost punctul dumneavoastră de vedere și cum vedeți lucrurile prin prisma a ceea ce se întâmplă exact în aceste zile? Eu și organizația PSD Sector 4 susține investitura guvernului Cioloș și vă spun și de ce. Pentru că întreaga clasă politică, după cum am spus anterior, trebuie să înțeleagă că trebuie să se adapteze nevoilor societății. Noi reprezentăm oamenii. Dacă uităm acest lucru și ne uităm exclusiv la interese de moment, nu ajungem nicăieri. Pe mine și asta apreciez enorm de mult la actuala conducere a Partidului Social Democrat, îmi place foarte mult că reușesc acest pas extraordinar, această adaptabilitate și această flexibilitate la nevoile pe care societatea românească le are în acest moment. Tot la sectorul 4 aș rămâne și v-aș întreba acolo, UNPR-ul și-a consolidat poziția și prin prisma faptului că a avut un primar puternic, iubit de alegători și din mai multe alte motive. În condițiile astea, dumneavoastră veți fi un susținător al ideii ca pe listele de la anul să apară și UNPR-ul alături de PSD sau credeți că este mult mai bine ca PSD-ul să-și păstreze identitatea și să lase deoparte acest partid mic și cu ambiții mari, să-i spunem? După cum știți, aici aș vrea să splitez acest răspuns. Și anume, există o opinie personală și există o opinie instituțională. Vă voi răspunde cu cea instituțională întâi și vă voi spune că, indiferent ce decizie va lua Partidul Social Democrat legată de o colaborare cu UNPR, cu certitudine, pentru că sunt un om ce fac parte dintr-o echipă, o vom implementa. În plan personal, ca și opinie individuală, consider că pentru alegerile din 2016, Partidul Social Democrat, care este un partid extrem de puternic, trebuie să meargă singur în competiția electorală. Am înțeles, scurt și la obiect. Haideți să trecem așa la ultima parte a interviului, aș spune o parte mai personală. Și v-aș întreba, cum vă vedeți mai mult, un politician sau un tehnocrat? Tot e la modă termenul cu tehnocrați în ziua de azi. Da,
termenul de tehnocrat și ideea de tehnocrat din, din punctul meu de vedere reprezintă o soluție de compromis, o modalitate prin care într-un anumit moment se pot împăca mai multe idei, mai multe opțiuni. Eu mă văd mai mult ca un politic și mi se pare normal căci de-aia există clasă politică, de aceea există alegeri, pentru că politicienii sunt cei care trebuie să-și asume și lucrurile bune și lucrurile rele. Trebuie să-și asume și proiectele și perspectiva, pentru că ei reprezintă nimic altceva decât societatea. Nimeni altcineva nu-i alege pe politicieni și nu-i desemnează să le reprezinte interesele decât oamenii. De aceea nu am extrem de mare încredere în această idee de tehnocrat. Cum arată tabloul de familie, să spunem așa, al lui Daniel Băluță? Și cum se împarte omul politic cu nevoia de a sta în mijlocul familiei? Noi, eu cu soția mea, cu fratele meu și cu cumnată, suntem o familie de medici. Eu sunt căsătorit, am o fetiță de 7 ani. Mulțumesc mult de tot. Am ales și am fost și sunt susținut de întreaga mea familie pentru că fac politică pentru că cred că pot să schimb ceva. Cred că pot să aduc ceva nou în această lume. Cred că un număr mult mai mare de oameni de un anumit tip de calitate trebuie să apară în lumea politică, să atingă o masă critică. Pentru că numai așa putem, nu contează că sunt de intelectual de stânga, că sunt de dreapta, că sunt de centru, nu este relevant lucrul acesta. Important este să fie o masă critică de oameni de bună credință. Soția mea și familia mea îmi împărtășesc această idee și ăsta este argumentul pentru care mă susțin și suportă multe din lucrurile pentru care sacrific anumite activități familiale și inclusiv presiunile de care mă întrebați mai de mult, tensiunile, însă acasă, în sânul familiei, am căldura necesară și forța necesară o găsesc ca să depășesc absolut orice obstacol. Dacă ar fi să rămânem în sfera prietenilor, Cristian Popescu Piedone a făcut parte din acest cerc sau ați avut pur și simplu o relație profesională? Am avut o relație profesională, am avut o relație amicală. Prieten înseamnă cu totul altceva. Am avut o relație instituțională și amicală. Aș fi un ipocrit să spun că nu am avut o relație amicală cu domnul Cristian Popescu Piedone. Dacă într-un context anume, nu știu, depinde foarte mult și de dosarul de la DNA, depinde foarte mult și de ce se va întâmpla cu domnia sa, domnul Piedone va vrea să candideze și va candida. Ce poziție veți avea dumneavoastră față de această candidatură? Vă întreb acest lucru pentru că după aceea va veni și întrebarea finală dacă vreți sau nu să candidați pentru primăria sectorului 4. O să încerc să cumulez și vă mulțumesc pentru cele două întrebări. O să încerc să cumulez lucrul acesta. În calitate de primar al sectorului 4 și în calitate de președinte al organizației PSD Sector 4, îmi propun pentru anul 2016 următoarele lucruri. Eu îmi propun să câștig alegerile locale și alegerile parlamentare. Din punct de vedere al candidaturii, din nou voi splita această problemă pentru că găsindu-mă în mare echipă a PSD-ului, sunt două aspecte. Un aspect personal, legat de dorința personală de a candida și răspund răspicat, da, numai că doresc să candidez, doresc să câștig, indiferent de cei care sunt contracandidații mei, pentru că eu consider că pot face mai multe lucruri bune pentru cetățenii sectorului 4, le pot face mai transparent decât au fost făcute,
pot să continui toate ideile bune pe care domnul Cristian Popescu Piedone le-a avut și toate proiectele bune pe care dânsul le-a avut, căci până la urmă a fost ales de două ori de cetățenii sectorului 4 ca fiind primar, dar consider că pot să fac mult mai mult decât atât. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în plan politic, eu sunt un membru PSD și candidatura mea trebuie validată de colegii mei conform statutului. Dacă partidul este de acord cu validarea acestei candidaturi, fără niciun fel de problemă, doresc din tot sufletul să candidez la primăria sectorului 4, indiferent care sunt contracandidații mei. Înțeleg. Bun. Și ultima întrebare. Știți că o candidatură presupune și costuri. Costuri pe care până acum politicienii fie și le-au acoperit singuri, dar cred că într-o mult mai mică măsură, fie au avut în spate, la vedere sau în umbră, oameni de afaceri, oameni cu bani, care, iată, în vremurile noastre sunt tot mai rari și tot mai puțin liberi. Din punctul nostru de vedere, cum v-ați descrie? Puteți să acoperiți, aveți în momentul de față o situație financiară care să vă permită o astfel de candidatură sau cum o să vedeți lucrurile și din punctul ăsta de vedere? Aș vrea să nuanțez un pic răspunsul și vă voi spune așa. Eu cred, dacă vreți, e o convingere, eu cred că lumea noastră de 2 ani de zile, lumea politică s-a schimbat. S-a schimbat substanțial. Astfel încât cei care nu înțeleg că anumite reprezentări ale grupurilor de interese, anumite finanțări gri pe care campaniile electorale le-au primit până în acest moment, nu prea mai au cum să existe. V-am spus și am militat pentru transparență, pentru a-și fi un ipocrit și un mincin. Eu nu vreau să fiu așa. Eu vă spun că eu cred că situația este egală pentru toți contracandidații mei. Eu nu reprezint niciun grup de interese și sunt convins că această campanie electorală, mai ales această campanie electorală, se va desfășura în condiții de egalitate pentru toți cei care se înscriu în cursa electorală. Și să vă spun de ce. Atâta timp cât prevederile legale în vigoare se vor respecta, cât vom ști clar câte afișe a făcut fiecare dintre colegii noștri, vom avea seria, vom avea tirajul, vom avea toate aceste lucruri, nu cred că va fi o problemă. Desigur, statul român sprijină partidele politice în campaniile electorale. Nu mă descriu ca fiind nici un om sărac, nici un om bogat, sunt un om din clasa medie, care aș vrea să fie mult mai bine reprezentată, astfel încât nu cred că reprezintă o problemă insurmontabilă campania electorală, având în vedere condițiile pe care vi le-am spus. Alt coleg de la Partidul Național Liberal și indiferent de statutul și statusul material pe care aceștia l-au, nu cred că vor putea să facă mai multe lucruri decât aș putea și eu să fac. Pentru că pe toți trebuie să ne intereseze să respectăm legea. Domnule primar, vă mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag în studioul PSN News și vă urăm succes în proiectele de viitor. Vă mulțumesc și mult de tot. Sănătate!